ăștia toți, mama Rolato. Bună ziua, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului și ca de obicei în această perioadă, marți, miercuri și joi, dezbateri politice, dumneavoastră să cunoașteți reprezentanții partidelor și implicit reprezentanții candidaților, prezidențiabililor, ca să știți cu cine veți vota, cum veți vota în 2 și 16 noiembrie. Tot ca de obicei în partea a doua a emisiunii aveți ocazia să interveniți, să participați la dezbatere, veți fi înscriși și la tombola noastră, care se va extrage la sfârșitul campaniei, o tombolă cu premii importante, dar cel mai important este să vă expuneți punctul de vedere, cu sigur mențiunea că dacă doriți să puneți întrebări, întrebările să fie adresate în așa fel încât să poată răspunde toți invitații din platou, deci nu întrebări cu dedicație. O să vă prezint invitații mei de astăzi, o să discutăm tot ca de obicei probleme locale, probleme naționale și cum vede fiecare dintre ei aceste probleme și, bineînțeles, despre prezidențiabil. O să discutăm ca de obicei cine e cel mai tare, cum mai stau în sondaje și cine va câștiga în 16 noiembrie. Începem de la stânga mea, dreapta, mă rog, dreapta dumneavoastră și dreapta politică, să zic așa. Adrian Albu, reprezentant al Partidului Național Liberal. Bună ziua, bine v-am găsit, bine te-am găsit. Și, bineînțeles, fiind reprezentantul Partidului Național Liberal, îl reprezintă ca și susținător pe Klaus Iohannis la aceste alegeri prezidențiale. Klaus Iohannis, care de altfel, cum s-a anunțat și ieri, mâine am înțeles că vine la Satu Mare, la Casa de Cultură. La ora 14 și apoi la ora 18 la emisiune, dacă n-am merge la Baia Mare. Cine vrea să-l vadă, cine vrea să-l înjure, poate poze, să putem, fie putem face și poze cu el. Sigur că puteți face. Am înțeles. Dacă dau voi jandarmii, dar în rest, cred că e în regulă. Am înțeles. Din partea Partidului Liberal Reformator, Marcela Papici, bună seara, bine ai revenit. Acum în calitate politică și, bineînțeles, susținătoare a candidatului Călin Popescu Tăricianu la aceste alegeri. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor, mulțumesc de invitație. Domnul Tăricianu când vine? Când facem poze cu el prin Satu Mare? Are în 25. Program. În 25, da? A, mă, ce o să fie în 25 octombrie, vă dați seama, stimați telespectatori, ce o să fie aici, toată spuma, toată floarea cea vestită, așa cum suntem noi obișnuiți, mai ales în an electoral, la Carei, la Monument, se vor călca în picioare. Dacă urmăriți presa din anii trecuți, veți vedea că în fiecare 25, indiferent octombrie, fiecărui an, indiferent că a fost campanie electorală sau nu, au venit oficialii, da. De la... Da, așa că nu e campanie mai... Cred că nu le dați dumneavoastră la fel de multă atenție când nu e campanie, nu că nu vin ei. Atunci vine numai Băsescu când nu e campanie. Nu, păi nu a fost Băsescu, nu a fost anul trecut. Păi fi fost bolnav sau na, nu s-o fi putut. Nu știu că era chiar discuția că n-a ajuns anul trecut. Poate nu s-a putut. Anul ăsta oare vine? Nu știu. Poate ne spune domnul Șuta, care reprezintă PMP-ul și nu este un secret, un partid susținut de președintele Traian Băsescu. Bună seara, domnul Șuta. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Sigur că da, președintele va veni la... Va veni la în 25 octombrie, da? Și doamna Elena Udrea, da? Sperăm că da. Eu am primit o poză aici cu te iubesc, nu vă mulțumesc. Iar am citit greșit. Doamna Udrea, când vine prin Satu Mare? Are anunțată vreo vizită? Sigur că da. În campanie va fi două zile și la Satu Mare. Deci va veni și la Satu Mare. Sigur. Da? Și din partea PSD și reprezentant al candidatului Victor Ponta, Florin Iura. Bună seara, stimați telespectatori. Bună seara, Victor. Mulțumesc de invitație. Domnul Ponta mai vine prin Satu Mare? El a cam tot fost în ultima perioadă, dar în campanie vine? Noi suntem convinși că va veni și în campanie, cel puțin și încă o dată. Deci iată, toți candidații vor ajunge și în Satu Mare. Mă gândesc că în 25 octombrie automat, acum și în calitate de prim-ministru, 25 octombrie totuși o dată importantă. Sigur, discutăm împreună, stimație telespectatori, ce se mai întâmplă. Dumneavoastră ați citit titlurile, nu facem revista presei, le amintim, le cârcotim, le subliniem pe cele mai interesante. În Gazeta de Nord-Vest, pe prima pagină, spitalul din Turți va fi resuscitat. Știți că acela a fost lăsat o perioadă în paragină. Este foarte bine. Bun, acum va deveni el nu chiar spital, domnul doctor, va deveni un centru medical social, medico-social. Așa. Da, pe un proiect european, deci va fi pe acolo, mă rog,
acest centru unde se va, până la urmă, am înțeles că va fi și un fel de catering, se va servi și masa, va fi și un fel de centru pentru cei mai bătrâni întorși, după cum se știe, și în comunele sau localitățile învecinate, foarte mulți plecați afară, rămâni bătrâni acasă, vor avea, mă rog, un loc unde să... Atunci trebuie scris acolo că va fi staționar și nu spital, pentru ca să nu se gândească oamenii că dacă sunt bolnavi se duc acolo. E mai bine așa, ca să știe despre ce vorbim și până la urmă așteptările, dacă sunt prea mari, și după aia o să fie nemulțumiți oamenii. Pentru că nu e normal să faci spitale din 2 în 2 metri. Aici o discuție foarte tehnică și cu multe interpretări, cu conotații politice. A fost și probabil că o să mai fie. A fost discuțiile atunci cu acele desfințări de spitale. Da, care aveau o logică. Acum, de la caz la caz punctual, fiecare pe-a lui nu vrea să-l desfințeze pe ăla din lângă el, din zona lui, din orașul lui sau din comuna lui. Da. Cum avem exemplu noi în Satu Mare, nu? Tășnat cu Carei la 17 sau 20 de kilometri. Mai bine faci unul și bun decât două pe care n-ai bani să le întreții. Marcela Papici, care e punctul de vedere? E bine să încercăm aceste spitale, chiar dacă au fost reînființate, să le reînființăm măcar sub acest aspect de centre medico-sociale, nu neapărat spitale? Eu spun că orice fel de investiție făcută din fonduri europene, în care se reabilitează o clădire și se dă o utilitate unei clădiri, indiferent pe ce domeniu, că e medical, că e social, că e centru de asistență pentru tineri, că e club de petrecere a timpului liber, câtă vreme sunt bani europeni, câtă vreme se creează locuri de muncă și câtă vreme se reabilitează o clădire, e foarte binevenită. Pentru că atunci când se scrie un proiect, ceea ce stă la baza finanțării este necesitatea. Și dacă în zona respectivă s-a identificat necesitatea, înseamnă că există și grupul țintă și beneficiarii și oamenii care se vor bucura de investiție. Oamenii în vârstă care au rămas. În cazul acesta, oamenii în vârstă. Eu am vorbit în general, nu pot decât să felicit administrația că a depus, a câștigat asemenea proiecte și că implementează asemenea proiecte. Da, domnul Șutan. Și eu sunt de aceeași părere că, fiind pe fonduri europene, merita făcut, dar mai avem câteva precedente în care avem spitale și avem centre de asistență, care din cauza lipsei personalului calificat nu funcționează, deși s-au investit o groază de bani. Desigur că da, avem acest obicei de a pune căruța în fața boilor și totdeauna venim să ne dăm pe urmă cu părerea de rău opiniei publice, spunându-le că într-adevăr cabinetele vor fi închise, că nu avem personal, că nu avem, pentru că noi nu am reușit încă cu toate guvernările să asigurăm un salariu decent medicilor, să asigurăm condițiile prin care ei să-și poată desfășura activitatea în folosul cetățeanului. Desigur că, da, din punctul de vedere a grupului țintă, Țăroașului și în speță Turțu, fiind la o distanță de peste 50 de kilometri de Satu Mare, necesită, luând în considerare că s-ar putea să redeschidem și mina în viitor, pentru că situația energetică pe plan mondial se acutizează, ceea ce va fi bine, de bun augur pentru... Bine, dar era de neferoase, nu? Sau ce? Până la urmă, indiferent ce este, atâta timp cât se poate prelucra, cât se poate asigura locuri de muncă și se poate valorifica minereul extras după prelucrare, este ok. Domnul Iuram. Da, această inaugurare consider că este un lucru deosebit pentru locuitorii comunei Turți. Îl felicit și pe domnul primar și toată administrația locală care a contribuit la realizarea acestui stabiliment. Chiar dacă nu este un spital propriu-zis, consider că este important pentru locuitorii comunei, pentru oamenii în vârstă. Să nu uităm că, spre deosebire de Carei și Tășnat, care sunt aproape, comuna Turții este la o distanță semnificativă atât de municipiul Satu Mare, cât și de orașul Negreștuaș, și au nevoie de un astfel de spațiu.
Oricum este important că se deschid astfel de stabilimente pe fonduri europene, spre deosebire de ce se întâmpla în vremurile apuse ale regimului Boc, când se închideau spitalele și existau situații când oamenii efectiv mureau în fața acestora și nimeni nu-i băga în seama. Domnul este Albu, zice că bine că s-au închis din ele. E o chestie discutabilă și foarte tehnică și dacă politicul își bagă coada, în orice își bagă coada politicul, atunci nu, nu e bine. Nu iese bine. Nu e bine. Pe de altă parte, dacă mi-aduceam aminte în timp ce ascultam, vă ascultam vorbind pe predecesorii vorbitori, îmi cer scuze, domnul Iura, dacă e adevărat într-adevăr că din perioada 2007-2014 s-au accesat fonduri în jur de 9 miliarde de euro europene și s-a plătit cotizația la Comunitatea Europeană de 7,8, aia înseamnă că orice faci cu banii aia merită să faci, pentru că așa în curând o să fie invers și atunci o să fim probabil unicul exemplu în Europa care plătim mai mult decât primim. Marota asta a sumelor acelor 30 de miliarde, 33, 34, cât vreți dumneavoastră, s-a vehiculat în toată media și pe toate canalele și toți vorbitorii din toate partidele au pomenit de ea, dar acum aflăm că, de fapt, suma care s-a tras, cum se spune, e aproape între un sfert și o treime. Așa da. Că... Nu, oricum, este important că s-a făcut, în primul rând, pentru cetățeni. Da, sigur, alte titluri pe care le putem discuta, n-avem cum să nu felicităm și împreună cu invitații să le dorim la mulți ani de ziua vârstnicilor. Astăzi este ziua vârstnicilor, sigur că da, o să vedeți la știrile Nord-Vest TV în diferite locuri unde s-a sărbătorit. E important să avem grijă de această categorie socială, atât politicienii trebuie să se gândească și să se aplece cu multă grijă asupra lor. Până la urmă sunt oameni care au muncit o viață întreagă, fiecare cum au putut, au îndurat și o multă parte de sistem, orice am zice, mult mai rău decât cel actual. Așadar, trebuie să avem grijă de ei și să-i protejăm așa cum putem. Cu siguranță fiecare dintre prezidențiabili are în program programe care vor apărea, acum vor tot apărea aceste programe ale lor, au și un, mă rog, un capitol, un subcapitol, ceva care se adresează pensionarilor. Și iată în informația zilei câteva titluri. Deputații dau liber presei să critique justiția și Senatul interzice jurnalismul de investigație. Sigur că de aici știți că au fost tot felul de discuții. Mă rog, până la urmă, adevărul este ca de obicei undeva la mijloc. Sigur că da, nu e bine nici să denigrezi oricât ai fi tu de jurnalistul lupește de investigații, dacă n-ai dovezi destul de bune ca să denigrezi cuiva, e foarte greu după aceea să te răscumperi. Mark Twain parcă spunea că e foarte ușor să faci lumea să creadă o minciună și e foarte greu să îi faci după aceea să creadă că de fapt nu e adevărat. Sigur, aici e o chestie sensibilă. Acum, în pofida faptului că inițiatorul, domnul Nicolae, este de la PSD, eu trebuie să spun că și chiar dacă dânșii au dat un pic în spate în momentul de față, prin Senat a trecut prin acceptare tacită și Camera Deputaților este cea care e hotărătoare. Deci chiar dacă dânșii au avut inițiativa asta, eu personal trebuie să spun că sunt de acord cu ea și am să spun și de ce. Pentru că absolut deloc nu mi se pare normal. Acum că îl faci vinovat pe ăla care a scos știrea ca atare, adică pe care a dat-o pe canal, pe ziaristul în cauză, sau că faci vinovat postul de media, sau îl faci vinovat pe ăla care a dezvăluit-o de unde a dezvăluit-o. Deci nu e normal ca o cauză penală sau de obicei penală care este în desfășurare, și să apară în presă, să apară să fie ceea ce numeam noi justiția la televizor și să nu se știe niciodată de unde provin informațiile, ele sunt pe surse și cu sursele rămânem și s-a închis discuția. Și atunci oricine are un dosar în mână care îl instrumentează, scoate o parte din el cum vrea el și cât vrea el și o dă în media. Și atunci ăla care e vinovat probabil sau nevinovat, asta deja e treaba altora să hotărească. Da, până atunci își dau toți cu părerea, zile în șir, ore în șir, serii în șir, pe la toate talk show-urile, că avem doar 5 televiziuni de
de știri, ceea ce este cam mult pentru România. Cam mult, dar se cern după alegeri cu siguranță. Păi, da. Mai rămân vreo două. Marcela. Sper să fie de o parte și de alta. În 2012 și în 2013, în câteva, mă rog, unii le spun ziare, eu le spun fițuici, s-au găsit niște oameni, că eu nu le pot spune ziariști, sunt niște oameni care s-au trezit în fața unei tastatori și au început să scrie, au găsit ei tot felul de informații de-astea pe surse despre mine, că am fraudat, că am furat, că m-am dus într-o parte sau în cealaltă și erau fumurii sau nefumurii lucrurile care ne protejau și că m-am colat eu niște autobuse prin oraș și am făcut tot felul de lucruri. Lucruri neadevărate, denigratoare de-a dreptul, dădeau în mine ca persoană, dădeau în familia mea, pentru că cele care mi-a fost cel mai greu să explic că asta vine la pachet cu funcția publică sau funcția de politician a fost fiica mea, care copil la 13 ani nu înțelegea și zicea, mama, dar de ce trebuie să scrie? De ce nu te duci la ei și să le spui nu este că corect? Nu e așa. Da. Da? Eu m-am dus și ne-am spus că nu este corect. Dar nu era curios nimeni să publice. Adică dreptul la replică, hai să fim serioși, este o notă de subsol pe ultima pagină, acolo între cei care au murit. De obicei, și... acum eu spun o părere personală, de obicei face mai mult rău decât bine, că le amintește eventual și la ceilalți care n-au apucat să citească articolul. Din punctul meu de vedere, articolele care lovesc într-o persoană trebuie în mod obligatoriu semnate cu nume și prenume. Asumate. O persoană asumate, nu o să fie un articol al redacției, cum se practică. Da. Pentru că la momentul acela când eu am vrut să deschid un proces și să merg în instanță, primul lucru pe care mi l-a spus avocatul, a spus, dar pe cine dai în judecată? Împotriva cui te îndrepți, da. Pentru că trebuie să dai tot ziarul în judecată, articolul este semnat de redacție. Da. Și am zis, bun, și dura vreo 3 ani numai ca să ajung acolo pe rol, procesul respectiv. Și probabil că m-au făcut-o foarte mulți înaintea mea, am renunțat. Da. Dar ar trebui articolul scris de o persoană, asumat, cu iar nume persoana și prenume, da, să poată fi trasă la răspundere până într-acolo încât să-și piardă inclusiv libertatea. Dincolo de amenzi și dincolo pentru că să șifonez imaginea unei persoane, nu, presa ajunge cam peste tot. Depinde despre care presă vorbim, dar ajunge cam peste tot. Ori nicio altă, o altă persoană nu are posibilitatea să ajungă la atâtea urechi cum ajunge presa și să le spună, hello, nu este adevărat ce aș citit acolo. Da? Da. Domnul Șuta, ce părere aveți dumneavoastră? Consider că ar fi binevenit ca fiecare atac pe care presa îl face, deși, în opinia mea, presa este câinele democrației. Pe undeva, într-adevăr, în ultimii ani și-a făcut cu vârf și îndesat treaba, dar, așa cum știu eu că este deontologic, trebuie să aibă trei surse credibile ziaristul care publică un articol. Iar cel mai grav lucru este să sancționăm scurgerea de informații de la procuratură, să spunem, sau din alte părți, când apar anchete în desfășurare și apar acele stenograme. Ele apar de undeva, nu? Da, înainte sunt de a fi sigur. Dat. Și atunci, de ce nu analizăm partea aia, nu a ziaristului care... Exact. A ziaristului care vine și prin insistența lui vrea să sensibilizeze opinia publică asupra unui fapt care este în curs de, sau nu, un fapt care într-adevăr s-a consumat, iar acum organele de anchetă încearcă să găsească vinovații și să aplice legea. Da, domnul Iura. Eu consider că acest text, acest act normativ, chiar dacă a trecut acit, este un lucru bun pentru democrație. Pentru că altfel se putea întâmpla ca până la urmă presei să-i se pună pumnul în gură. Nu zic că n-au existat ziariști care chiar au pornit niște atacuri, poate chiar comandate împotriva anumitor oameni, împotriva anumitor personalități, dar au fost cazuri izolate. Nu putem ca prin asta să-i
pune un semn de egalitate între toți ziariștii ca fiind niște persoane rău intenționate. În orice societate democratică consacrată din vest, libertatea presei este garantată. Da, da, sigur, în vest, sigur, își cam asumă presa. Noi toți suntem unul mai independent ca celălalt. Nu e problema asta, nimeni nu-și asumă, da, domnule, eu am simpatiile mele de dreapta sau de stânga sau de care le am, tu pe mine mă urmărești dacă ai acelea simpatii sau din potrivă. Nu se prea asumă aceste lucruri în România, era discuția pe care, paradoxal, am avut-o cu Robert Turcescu în emisiunea din decembrie, chiar aici, în acest studio, i-am pus aceeași întrebare. Bine, se pare că n-am pus cui trebuia întrebarea, sau de n-am fapt, pus-o bine. Fiecare dintre presele naționale au unii care sunt prea pătimași, fiecare trust îl are pe gâdea a lui, pe Turcescu lui, pe mai știu eu care, Pora lui, deci... Badea lui. Badea lui, deci și de o parte și de alta. Isterici și cu ambiții și cu niște declarații sfărăitoare demne de cauze mai bune. Da, mă rog. Nu, eu am vrut să spun atâta, că de fapt punctul de pornire al inițiativei nu se reporta la presă decât în măsura în care publica sau făcea publice informațiile care se scurgeau din diverse părți ale Ministerului Public, cum se spune, vezi, procuratură, în paranteză, și alte, că mai avem mai multe parchete în România. Deci doar în această măsură avea treabă cu presa și atunci, na, poate e discutabil, nu e discutabil, de fapt am zis că și-au retras această parte. Da, a fost. Dar a rămas cealaltă, care mie mi se pare normal să fie și întotdeauna m-a supărat faptul că acțiuni în... anchete în desfășurare apar așa când sunt pe jumate, pe sfert, da, apar tot felul nu știe de unde. Vorba domnului Șuta, stenograme, apar declarații, da, de martori și, mă rog. Ceea ce e anormal, da, și cred că numai în România se întâmplă sau așa ceva. Să apară în presă înainte să apară în instanță. Da. Cu atât mai mult, exact. Da. Cu atât mai mult. Aici un titlu cu care eu nu sunt de acord personal, cum este hărțuit Iohannis. Acum așa vor fi și primarii declarați incompatibili. Nu, eu cred că din potrivă, se lămurește treaba acum. Adică se dă o hotărâre. Dacă Iohannis este găsit incompatibil, cu siguranță toți aflați în situație vor fi declarați incompatibili. Nu există juridic chestia de, cum îi se spune exact în termeni juridici, dacă s-a mai judecat precedent. Un precedent juridic, dar are un nume, nu știu cum îi zice. Nu se mai judecă încă o dată. Ba de judecat se judecă, adică dar se ia cu mare probabilitate se folosește aceeași direcție la verdict. De precedent. Mare, așa, dar sigur. Se lămurește acum. Dacă Iohannis are probleme, o să aibă cu toții. Dacă nu, nu o să aibă niciunul. Că, adică sper că mai judecăm cu aceeași oca. O să aibă măsură. Probleme, domnul Iohannis. Păi acum... Deocamdată ceea ce s-a hotărât și ceea ce a făcut Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul celor de la ANI. Acum, în măsura în care putea să nu-l admită, ce-i drept, e drept, l-a admis. Faptul că l-a admis, asta nu înseamnă până la urmă că nu se țină în cont de cele două sentințe favorabile pe care le-a primit, ca să spun așa, primarul Sibiului, în această calitate. A fost deci pe fond și la Curtea de Apel de la Alba Iulia a fost considerat nevinovat și achitat de această pedeapsă care s-ar solda cu o sancțiune civilă, adică îi s-ar interzice timp de 3 ani de zile să candideze pentru un post în administrația românească. Acum, cu siguranță nu știu ce să vă spun, depinde, pentru că justiția s-a mișcat destul de interesant în cazul domnului Iohannis. Cu siguranță termenele normale pe care le-ar putea primi în această cauză ar trebui să depășească până la final momentul de 16 noiembrie și atunci ar fi probabil chiar foarte interesant ce s-ar întâmpla dacă sentința ar veni cândva mai târziu, în situația în care domnul Iohannis, care cu mare probabilitate va accede în turul 2 al acestor alegeri, va și câștiga
mandatul de președinte. Da, atunci deja s-ar putea... Din acest punct de vedere este doar interesantă discuția, dar s-ar putea și ca sfârșitul, și ca sentința să se pronunțe în această lună și jumătate care se mai scurge până la turul 2 al alegerilor prezidențiale, pentru că în România nimic nu se desfășoară conform unui tipic, unei normalități care am avea-o noi. Și atunci rămâne de văzut cine are interesul să îi dea drumul repede la proces, pentru că a durat un an de zile, ca să fie foarte clar. În septembrie 2013 s-a pronunțat Curtea de Apel de la Alba Iulia cu sentința favorabilă, validând sentința favorabilă de la prima instanță, și aproape după un an de zile s-au trezit cei de la ANI să se gândească că probabil că ar fi bine să fie un candidat în minus la aceste alegeri. Dar dacă chiar ar fi bine să fie în minus, ar fi bine să renunțe el ca atare sau persoana în cauză, ci să nu se întâmple treaba asta prin intermediul justiției, așa, discutabilă chestiune. Așa că, cel puțin din punctul meu și a nostru de vedere, avem toată încrederea în șansele pe care domnul Iohannis le are și, mai mult decât atât, și toată încrederea în în dreapta judecată a cele mai înalte instanțe judecătorești din România. Da, Marcela, care sperăm că nu va încerca să intre în acest joc politic, pentru că a încercat să stea în afara jocului politic. Dând o sentință ciudată, ar intra într-adevăr, ar putea fi acuzată că sentința ar avea conotație politică. Da, pe Tăricianul ar ajuta o eventuală, să zic așa, scoatere din cursă a candidatului Iohannis. Eu cred că aici nu despre acest lucru este vorba. Aici este vorba despre legislația din România, care spune că anumite persoane nu pot să ocupe simultan anumite funcții. Și compară administrația locală cu alte consilii de administrație și așa mai departe. În condițiile în care există lege în vigoare care spune că consilierii locali și județeni nu pot fi viceprimari și vicepreședinți de consilii județene, și o altă lege spune că viceprimarii și vicepreședinții se aleg dintre consilieri. Despre care sistem legislativ vorbim? Și încă un lucru, în România, din câte știu eu, dar domnul Iura ne va lămuri, nu se aplică similitudinea verdictului, adică dacă o cauză a fost câștigată... Nu e obligatoriu să se aplice niciun... Nu se aplică... Se poate aplica. Din câte știu eu, sistemul american, da? Mergă ea, cercetează, găsesc că cu 30 de ani o cauză similară, vin, o prezintă și automat dosarul se închide pentru că a mai fost o situație asemănătoare. Dar aici și avem un caz concret la Satu Mare. Primari în județul Satu Mare. Primari, trei curți diferite au judecat un număr de 14 primari, da? Unul sau doi au fost declarați exact pe aceeași cauză în regulă, și iar ceilalți au fost declarați incompatibili. Okay. Pe viciu, da? De procedură au fost, deci pe viciu de procedură, deci nu pe fond. Pentru același motiv s-au dus și s-au prezentat, s-au fost citați, că nu s-au dus de bunăvoie și au fost chemați acolo. Acum, eu n-am stat să mă uit la documente, dar mi s-a părut cel puțin hilar. Adică toți oamenii ei au semnat un document la un moment dat. Domnul... Da? Și au fost de acord să semneze documentul. Cât despre domnul, sau despre această situație, pentru că nu vreau să vorbesc despre persoane, din punctul meu de vedere, legea trebuie să se aplice în mod unitar la toată lumea, așa cum ne așteptăm toți, să fie într-o țară civilizată, și aceeași OCA la... Da, așa trebuie judecată. Indiferent că e primar, că e candidat la președinție, că este simplu funcționar sau că e omul de pe stradă, legea să fie lege, să fie o lege sănătoasă. Domnul Șuta, doamna Udrea ar fi avantajată și dânsa de... Cam toată lumea ar fi avantajat dacă stăm de pe dreapta. Cam toată lumea. Să știți că... Voturile domnului Iohannis. Păi toată lumea de pe dreapta, pentru că e clar, vorbim de turul 2, adică intrarea în turul 2. Cu scuzele de rigoare, dacă dispare un candidat care are undeva între 30 și 35% din opțiunile de în turul 1, evident că este aproximativ, am zis, da? Este foarte interesant ce se întâmplă, nu? Facem un exercițiu mai târziu și le adunăm. Că... Nu, le adunăm fiecare cât zice și de vedem dacă 150%. Nu depășim 100% cu cei de aici. Da. Că mai sunt vreo 14, bine. Acum, sigur, nu vorbim de toți 14, da. Dacă își adună fiecare
domnul Șuta. Noi, eu m-am întrerupt, îmi cer scuze. Noi nu ne bucurăm de necazul nimănui, dar, în schimb, susținem independența și autoritatea Anii, iar dacă dânsii consideră că este incompatibil Iohannis, rapoartele care sunt făcute către Curtea de Apel și către înalta curte de casație și justiție, așteptăm să le dea verdictul. Eu mi-am propus și îmi voi propune și pe mai departe să nu discut niciodată o problemă de justiție. Acest lucru este tabu pentru mine, ca și religia de altfel. Două instanțe nu i-au dat dreptate celor de la Anii. Două instanțe n-au dat dreptate celor de la Anii în România. Domnul Iura. Într-adevăr, este o situație foarte interesantă. În mod normal, nicio altă democrație, niciun partid nu și-ar fi permis să împingă în față un candidat care poate nu va termina din punct de vedere legal cursa, dar nu avem ce face, asta este situația. Ce pot să spun? În primul rând, s-a admis acel recurs, dar este un recurs în principiu. Adică dacă cauza trece de filtru, se judecă sau nu. Magistrații au decis să treacă de filtru, să se judece această cauză. S-a stabilit un termen de 10 zile în care să se-și facă rapoartele, respectiv apărările, cei implicați, după care se va da un termen de judecată. Procedural vorbind, acest termen nu poate să vină mai repede de 15 zile, după ce a expirat termenul inițial de 10 zile. Deci, cel mai repede s-ar putea da un termen undeva între cele două tururi, dar eu zic că e puțin probabil. Într-adevăr, această sentință este foarte importantă până la urmă pentru toți aleșii locali, pentru că va fi un precedent judiciar. Este adevărat că au fost instanțe care au dat soluții contrare, dar de obicei se întâmplă când au fost instanțe diferite, respectiv, să zicem, Curtea de Apel Oradea și Curtea de Apel Cluj. Dar consider că în alta curte va da, totuși va stabili un mod unitar în care va judeca până la urmă aceste recursuri. Că până la urmă toți aleșii locali acolo se vor întâlni cu justiția, faza finală la înalta curte. Atâta tot îmi pun și eu întrebarea, dacă peste un număr de luni sau de un an și ceva se vor strânge, nu știu câți primari sunt în discuția asta, dar sunt câteva sute, dacă nu cumva peste 1000 în România. Dacă vor avea 1700, dacă vor avea 1700 de cauze la înalta curte de casație și justiție pe aceeași temă, chiar nu mai contează, ei vor fi blocați. Și e o nebunie întreagă cu instituția asta minunată pe care numai noi o avem și cei din Ungaria au ceva asemănător, dar ceva numai asemănător. În cazul domnului Iohannis, lucrurile se mișcă mai repede la cererea și insistențele Anii. Bun, până la urmă ar fi și normal acum să aflăm după ce a fost, să zicem, ales președinte Iohannis, că e incompatibil. Ar fi chiar interesant. Păi ar fi chiar bun, că știi, facem noi premiere pe aici, prin România, dar chiar din astea. Da. Sigur, o să luăm o scurtă pauză. Să n-avem una de asta, așa e. O scurtă pauză publicitară, după care vom reveni, stimați telespectatori. În partea a doua puteți participa și dumneavoastră la dezbateri, bineînțeles, pe temele pe care le discutăm, cu păreri, chiar întrebări, dar, repet, întrebări la obiect și la care pot să răspundă toți invitații din platou. Iar toți cei care veți suna, ca de obicei, înscriși la tombolă, mari premii și câștiguri, măcar știți că vă alegeți cu ceva din campania electorală și din aceste alegeri, cu ceva concret. Publicitate, revenim. Am revenit în direct, stimați spectatori. Din acest moment puteți suna, aveți un număr de telefon, puteți suna și participa activ la dezbaterea noastră. O dezbatere incomodă din punctul de vedere a scaunelor, spuneți colegii de dreapta. Da, puteți suna cu, sigur că da, vorbim de prezidențiabil, vorbim de anumite evenimente petrecute și care se vor petrece în această săptămână, în aceste săptămâni până la alegeri, frământate oarecum politic, sunați-ne și participați direct la dezbateri. Vreau totuși să facem ca de obicei, adică să vă întreb ca și pe invitații de ieri, această tragere la sorți, până la urmă s-a tras la sorți, contează în vreun fel sau altul? Foarte scurt, Adrian Albu, contează pe ce loc e vreunul sau altul? Contează pe ce loc e pe pagină sau pe care pagină contează.
Dar aveți, aveți experiență ușor, de multe campanii. Ușor, contează al câtelea ești pe buletinul de Din vot. Din punctul meu de vedere, contează în măsura în care îți cunoști foarte bine electoratul și știi cărui nivel te adresezi. Pentru că, haideți să fim serioși, există localități unde presa și informația nu ajunge, dar echipele de campanie ajung, vor să lase acolo informații care sunt importante în ziua votului și atunci este foarte important să poți să transmiți un mesaj ușor de reținut, că este pe locul 1 sau este pe locul ultim, sau când deschizi buletinul de vot e la mijloc, sus, dreapta. Și cu cât ești nevoit să dai mai puține informații și cu cât ți se îngăduie o anumită ușurință în a transmite locul, cu atât e mai ușor să identifice. Dar eu sper că cei care vor decide cine va fi președinte nu va fi acest electorat. Nu se vor uita după locul care ocupă domnul Șuta. Din păcate acest electorat va decide. Și nu va fi niciun impediment. Șase vine Urzea. Noi avem poziția 6, va fi 6, pe pagina 2. Cât sunt pe pagina 3? Sunt pe pagina 2, 3? Eu gândesc că 4. Nu, cum știm, nu știm. N-am văzut încă macheta, dar probabil 4, 6, 8. Eu zic că pot să fie până la 8. Pe nu, sunt prea mulți, 8. Da, cred că 8 sunt. 6 sau 8? Nu, 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 pentru că e așa, da, 6. 6 sunt pe pagina. 6, da. Contează prea puțin. Nu contează prea așa puțin. Mult. Bun, ce haideți să facem atunci experiența aia de care vă vorbeam. Între timp, dacă aveți întrebări, dacă doriți să interveniți în dezbatere, puteți suna. Câte procente ziceai că are Iohannis în acest moment? Sigur că da, se fac mai multe sondaje. Astăzi nu știm exact care este scorul, ceea ce am declarat mai devreme, că ne așteptăm la un scor de în jur de 35% pentru domnul Iohannis în turul întâi. Ar trebui să fie și rodul campaniei electorale pe care toată lumea o va face, doar că spre deosebire de Victor Ponta, care este ușor avantajat în această situație pentru că este prim-ministru României și a și făcut vizite obligatorii de serviciu, dacă vrei să le spunem așa, în tot acest an, pe tot parcursul anului, sau de alții ca, nu știu, ca domnul Tăriceanu în momentul de față, care este președintele Senatului și este o persoană oricum cunoscută. Domnul Iohannis este cunoscut, dar probabil mai mult rămâne de văzut. Aici sunt tot felul de studii sociologice. Probabil că la țară și în anumite zone ale țării mai puțin deci, cunoscut. Vă bazați pe un 35 în primul tur. O să continuăm, să luăm și acest telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Buzgău Gheorghe din Satul Mare. Da, domnul Buzgău. Deci, vă felicit pentru emisiunea care o realizat în continuare. Vreau să pun o întrebare pentru cei 3 reprezentanți a candidaților la președinte. 44. Da. Având în vedere că, virgulă, campania electorală încă nu a început, vă rog frumos să-mi spuneți dacă domnul Băsescu, președintele României, are dreptul să susțină cu atâta ardoare reprezentantul pe care îl preferă de la grădiniță chiar, de pe acum înainte de a începe campania electorală. Eu cred că trebuia să se sesizeze procurorii anticorupție în problema asta, că mi se pare că ar fi incompatibilă treaba asta cu președintele și cu reprezentarea candidatului până înainte de a începe campania electorală. Și rog să-mi răspundă cei 4 candidați dacă sunt de acord cu părerea mea, da, sau o sprijină îndeaproape pe Renau de împreună cu domnul Băsescu să nu fie singur. Da, da, domnul Buzgău, vă mulțumim mult, v-am înscris și la tombolă din nou, așteptăm și alte telefoane cu întrebări, foarte pe scurt. Nu procuratura trebuie să-și dea cu părerea, ci Curtea Constituțională, ea trebuie să fie sesizată de către oricine găsește de cuvință parlament. Avocatul poporului poate așa, sesiza sau... Nu sunt de acord cu modul în care se exprimă public în această direcție, din acest punct de vedere, domnul Băsescu și... Doar o singură rezervă, nu cred că o cunoaște pe doamna Udrea de la grădiniță, ci dintr-o perioadă mai aproape de noi. Da, acela.
Categoric nu sunt de acord. Dar are o sancțiune morală acest lucru, din punctul meu de vedere, deocamdată. Scuze. Categoric nu sunt de acord, pentru că nici în fișa postului de președinte de stat, nu numai că cred că scrie foarte clar între ce limite, nu cred, scrie foarte clar între ce limite își desfășoară activitatea, și nu mi se pare corect nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere a faptului că încearcă cu foarte mare disperare să joace o ultimă carte, pentru că poate influența, dar influența asta a lui poate să afecteze spre final chiar rezultatul alegerilor, în sens că cine vor fi cei care vor intra în turul 2. Da, domnul Șuta, sunteți direct implicat oarecum. Așa este. Păcat că domnul Buzgău îl cunosc de 20 de ani și opinia dânsului este opinie pe care eu o respect. Președintele, în opinia mea, i s-a luat contextul în care a dat declarația că o susține pe Elena Udrea. Ei, dar haideți, nu e un secret. Nu e un secret. A ieșit. Cu exact. A ieșit. Și cu PMP pe el. Deci, și atunci pe afișe, când era Iliescu cu Năstase, când Vanghelie mergea și garanta pe fiecare ministru existent în campania PSD-ului. Ei, noi nu vedem numai... Haideți să ne legăm de faptele bune pe care președintele Băsescu a venit și el să spună, da, o susțin pe Elena Udrea pentru că a fost un ministru al dânsului. Și până la urmă este și dumnealui un cetățean care nu a participat la meeting unde au fost 10.000 de PMP-iști împotriva politicilor guvernului. A fost invitat printr-un telefon. Domnul Șuta, și Tăriceanu a fost ministru de-al lui Băsescu. Chiar și Ponta a fost ministru de-al lui Băsescu. Dar nu-l cheamă. Pentru că dânsii nu au decât noduri. În papură găsesc și încep gâlceava. Și după aia spune Băsescu este de vină. Eu cu totul dar și din cauza cu totul asta e bine să fie pe undeva de aceeași culoare și președintele și guvernul să nu mai tot eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar să alții că eu nu pot dar să vedem și faptele bune pe care președintele le-a făcut. Corect. Domnul Iura. În situația asta nu analizăm ce a făcut domnul președinte, fapte bune sau rele. Trebuie să observăm că, din păcate, dânsul încalcă Constituția. Conform Constituției, până la urmă, el este garantul respectării Constituției în această invitat, țară. Iertați, a fost invitat printr-un telefon să iasă la o bere. E un cetățean al României. Domnul Șuta, nu vorbim numai de ultima, vorbim în general. Acum, sigur, la s-a o bere. Văzut clar și pe mine, dacă mă invită un om de la o bere, mă duc. Numai puțin că avem un telefon pe fir. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, mă numesc Rodica Miclea și sunt din municipiul Satu Mare. Da, vă ascultăm, doamna Rodica. În primul rând doresc să vă felicit pentru această emisiune, sper să faceți și mai multe, și în special cu liderii partidelor politice. Dar de la bun început, pentru ceea ce am să vă spun, țin să precizez că n-am făcut, nu fac parte și nu voi face parte niciodată dintr-un partid politic. Dar pentru că sunt o votantă fidelă de 25 de ani, pot să vă spun și să precizez respicat că sunt foarte dezamăgită de atitudinea pe care a luat-o PNL-ul din Satu Mare, o parte a PNL-ului, pentru faptul că a rupt USL-ul. Eu n-am votat nici PSD, nici PNL, ci am votat USL. Și să le fie foarte clar domnilor de la o parte a PNL, domnul Albu, pe care îl văd din misiune, dânsul își respectă electoratul care l-a votat sau își bate joc de acest municipiu care știe foarte bine că ne-am luptat ca noi o parte din România adevărat să ajungă și dânsul la putere și a bătut joc pur și simplu de electoratul acesta care l-a votat 25 de ani. Vă promit, domnule Albu, că n-am să vă mai votez niciodată în viața mea. Mulțumesc.
Mulțumim, doamna Rodica. Pot să vă întreb dacă nu vă supărați, dacă nu vă supărați. Nu mai e pe fir, doamna Rodica. De ce ai tăiat-o de acolo? Și-a spus acolo. Părerea, doamna Rodica. Nu e așa, nu e așa. Nu e așa. Acum... Vine, mă atacă pe mine, că parcă eu am rupt USL-ul, eu sunt de vină că nu, acum poți să explici, doamna Rodica. Păi nu intrăm într-o polemică cu telespectatorii. Eu retoric am vrut să întreb pe doamna cu cine a votat în 2004 sau în 2008, dacă în 2012 a votat cu USL-ul. Când în 2008 trebuia să voteze cu altcineva. Da, asta e cu totul altceva, eram curios să știu cu cine a votat. E o chestie discutabilă, ruperea aceasta a USL-ului și mi-e greu să vă dau eu un răspuns acum, pentru că la momentul în care s-a întâmplat, nici eu n-am fost de acord cu faptul că s-a rupt USL-ul și nu am fost de acord, poate mai mult decât atât, nici cu momentul în care s-a petrecut și cu modul în care s-a petrecut această ruptură. Pe de altă parte, e bine să înțelegeți că USL-ul a fost o alianță făcută, declarat de cei doi copreședinți, domnul Ponta și domnul Antonescu, împotriva domnului Băsescu, pentru a încerca să îl aducă cu picioare pe pământ pe domnul Băsescu și să aducem România într-o stare de normalitate. O alianță între stânga și dreapta, cum vreți dumneavoastră, este mai greu de făcut și s-a făcut doar sub imboldul domnului Băsescu. Acum, sigur, veți găsi vinovați întotdeauna la această chestiune. Să știți doar că atâta pot să vă spun, că dacă prin mine i-ați acuzat pe cei de la PNL, puțin ați greșit. Poate așa se vede într-adevăr din așa se vede că da, PNL-ul a fost de vină. Pot să vă spun doar că și PSD-ul are parte mare de vină, doar că a reușit să o mascheze mai bine și să o țină și să, cu ajutorul mass media și poate cu ajutorul unor vorbitori mai buni decât domnul Antonescu, care n-a prea vorbit deloc în domnul acest Antonescu moment. Domnul Antonescu are poate multe defecte, dar asta de a nu fi bun vorbitor... Da, dar atunci când cu ruperea USL-ului nu prea și-a dat cu părerea sau n-a fost deloc concludent ceea ce a spus și poate că era mai bine de spus că erau și niște... Păi domnul Antonescu s-a supărat și pe Claus Iohannis. Din ce vedem declarații, nu susține. Da. Nici măcar nu-l votează. Nu că asta nu susține. E o chestie aproape omenească, dacă e să ne gândim. Puțin te întreb, mai avem pe cineva să nu ținem foarte mult pe fir. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, sunt o pensionară de 80 de ani. Mulți înainte. Și mă duc la vot cu lupa și l-ai căuta pe ăsta, pe PSD-ul nostru, pe care am votat și în rândul trecut și noi votat pe PNL-ul care ne-o căcat în picioare. Am 80 de ani, dar o să găsesc pe listă, unde a fi și pe 20. Asta am vrut să vă spun. Deci nu contează pe ce loc sunt candidați, îmi găsiți dumneavoastră. Nu contează, am 80 de ani, domnul Constantinovici, dar o să găsesc și dacă a fi pe 20. Pentru că ne-a dus în eroare. Bine, vă mulțumim pentru telefon, v-am înscris pentru tombolă, rămâneți alături de noi, o să facem extragerea tombolei la finalul campaniei. Să-mi dau și eu cu părerea mea. Tot cu PNL au avut de lucru. Vreau să vă spun, doamne, dacă mai sunteți la televizor, că și mama mea are 80 de ani și n-a votat niciodată PSD-ul. Și eu mă mândresc cu acest lucru, iar mai departe eu vă doresc multă sănătate și să puteți, da, și încă o dată la mulți ani tuturor vârstnicilor, pentru că e ziua lor. Și eu mă mândresc cu ea că mai trăiește, vă dorești noastră să trăiesc cât mai mult posibil. Să mai prindeți vreo 4 alegeri, cel puțin. Eventual ca, cum îl chema de la PNL? Ca domnul Quintus de la PNL, vreau să vă spun că dânsul are 98 de ani, așa că... Da, dar ce-i 100 în ziua de azi? Marcela, rămăsesem la procentul. Meleșcanu, la cât e cotat așa după ultimele sondaje? Nu mă interesează la cât e cotat Meleșcanu. Da. Greșit partidul. Eram în cap cu domnul Meleșcanu pentru că sâmbătă chiar am avut o întâlnire, adică am avut o întâlnire. Ne-am întâlnit la Castane, la Baia Mare. Și mi-era în cap, bineînțeles, pentru că... Mă rog, să înțeleg că domnul Meleșcanu și-a asigurat un vot la satul mare? Nu neapărat, pentru că domnul Meleșcanu nu cred că crede nici dânsul.
O să aflăm până la urmă ce a fost cu înscrierea dânsului, dar cred că nici dânsul nu crede că, cum a făcut-o acum, nu știu, 14-15 ani, când a candidat bun, atunci, și era pe val. Oarecum. Ar fi putut era să aibă la PR-ul, nu la prezidențial, era... da, ar fi putut să aibă. Da, atunci era, deci dânsul cred că nici dânsul nu crede acum că, sau mă rog, cât crede că așa. Domnul Tăriceanu, chiar domnul Tăriceanu spunea că s-a înscris cam târziu domnul Meleșcanu la această cursă. Deci n-a zis că s-a înscris degeaba, a zis că s-a înscris cam târziu. Domnul Tăriceanu, cam la cât este cotat? Sondajele îl dau în acest moment între 10 și 15%. Vă rog să nu-mi cereți mai mult de atât, pentru că știți foarte bine că... Bine, și sondajele... La 14 candidați și la modul, la mișcările politice, de pe scena politică, toate sondajele astea, din păcate, într-o noapte se pot da peste cap. Da, se pot da, într-adevăr, și au fost și dovezi în acest sens. Depinde când se duc la vântul în vizită, deci de asta va depinde. Acum, la cine să mai duce? Pentru că, pentru că mi se pare, cel puțin, din punctul meu de vedere, un semn de respect a celuia de a lua în considerare ce spun telespectatorii noastre, cu atât mai mult cei care sună, doamna penultima, doamna vorbitoare, doamna Rodica, da. Doamna Rodica, atunci când, din punctul meu de vedere, politica locală este cea mai importantă politică și, în primul rând, pe aleșii, ori de ce culoare ar fi, ar trebui să intereseze politica locală. Atunci când, se știe, eu am fost în PNL, am plecat din PNL în PLR. Am fost colegi de partid, da. Acum sunteți de bancă. În februarie, când s-a decis ieșirea de la guvernare a PNL-ului, că de fapt nu asta s-a votat atunci, am spus-o de nenumărate ori, ci s-a votat dacă agrem sau nu agrem modul în care vor fi puși miniștrii de la PNL, eu am fost în acea sală unde în rezoluția aceea în 5 puncte unul dintre ele era că în acele județe unde există o minoritate într-un procent mai mare de 30% se menține USL-ul. Ori domnul Antonescu, ulterior, nu a mai recunoscut acea rezoluție votată de către membrii delegației permanente. Ceea ce nu mi se pare corect, nu mi s-a părut corect, pentru că au venit niște momente când trebuia să se țină de acest lucru și știm cu toții că am trecut prin alegerile din toamnă, parlamentare și europarlamentare. Sunt și în alte județe unde nu există minorități din acea, da, de acest fel. Eu sigur, mă leg de acest lucru județe, pentru că am făcut mențiunea că mi se pare mult mai importantă politica locală. Eu aici în satul mare vreau să-mi cresc copilul, pe mine aici în satul mare mă interesează ce fel de administrație avem. În primul rând, mă interesează ca această administrație să fie susținută de la București, mă interesează să avem porți deschise acolo unde avem nevoie de ele și să conducă stăpânul din țara lui, nu stăpânul din altă țară. Da, a fost, o explicație pentru doamna Rodica. Domnul Șuta... Eu am o informație proaspătă, vin de la sediul partidului, de pe Lucaciu, unde am găsit pe doamna președinte Laura Diana Bota, care se întorcea de la niște familii, a adus 50 de ghiozdane cu abecedare și cu... Foarte frumos gest. Și discutam cu dumnea ei, mi-a transmis că suntem în trend crescător și că avem 16% spre 17%. 16% spre 17%. Florin, tu nu prea ai treabă cu astea, nu prea crezi că am acolo. Iasă, auzi, nu-ți iasă 100% aici, nu o să-ți iasă. Toți sunt unii spre... Aritmetica nu iasă, stai să-l auzim și pe domnul Iura, că nu o să iasă aritmetica. În locul dânsului pot să spun eu cât are domnul Ponta, dar las pe dânsul să vedem. Conform sondajelor, noi suntem între 42 și 45%. Și în aceste condiții suntem siguri că vom ajunge în turul 2. În rest... Să vedem acum din partea dreaptă ce candidat va reuși să acceadă în turul 2. Acum, lupta e dincolo în ceea ce privește primul tur de alegeri. Deci turul popcorn, nu? Nu chiar, dar oricum e o diferență foarte mare față de ceilalți competitori. O nefericită exprimare din punct de vedere diplomatic, așa spunea la un moment dat prezidențiabilul PSD, că poate sta și acum fie vorba între noi, eu îi dau dreptate. Chiar poate sta la popcorn în primul tur, pentru că cred că nu mai e niciun secret pentru nimeni că ar putea rata turul 2. Dar, mă rog, astea sunt... De unde vine dânsul se mănâncă semințe la meciuri de fotbal, așa că... Păi, sigur, popcornul e oricum. Acum, dacă și-a făcut și poză cu Obama,
E, da, sigur, trebuia să termin deja emisiunea. Am depășit spațiul de emisiune. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ca de obicei, telespectatorii au intervenit, eu zic, cu întrebări și poziții decente și, mă rog, nelămuriri pe care le-au avut. Vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți, ca de obicei, alături de noi. Nu uitați, la aceste dezbateri puteți efectiv participa și apoi avem și tombola la sfârșit de lună, dar e important să interveniți și să vă spuneți părerea. Până la urmă, dumneavoastră sunteți cei care veți vota și în 2 și în 16 noiembrie. Noi, mass media și politicienii, încercăm să vă facem portretul robot, să vă spunem despre fiecare candidat, ca să vă faceți o părere mai bună și cu siguranță o să vă o faceți. Până la urmă, sigur, fiecare popor își merită președintele pe care și-l alege. Mulțumesc încă o dată că am reușit, ca de obicei, să rămânem într-o atmosferă. Da, vorbesc și nu n-am împărțit pahare cu apă din cauze de, ca să nu facem rating prea mare. De la valiere, zice Florina, că e păcat că se udă la valierele, nu de alta. Nu uitați cele mai tari știrile Nord-Vest TV la ora 20. O să vedeți cum puteți, domnișoarelor, să ajungeți stoardese și chiar aici aproape de satul mare. Și alte știri foarte interesante. O să vedeți despre vârstnici și cum să sărbătorez ziua lor și o să vedeți cum sunt în grevă avocații și de ce sunt în grevă avocații sărmăreni. Cam atât a fost emisiunea noastră. Sunt Victor Constantinovici. Ne revedem mâine. Bună țară recroială, mama ei de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama. We'll be right back.